și reușește până la urmă să-l blocheze pe jucătorul maghiar. Continuă acțiunea atacului lui Dunajska Streda. Centrare încearcă Krstović să așeze Miculescu lângă el, Blackman. Mai departe încearcă o pasă către Tavi Popescu. Ejuma se mută frontul de atac. Ejuma e prea optimist și trimite departe. De obișnuit un om foarte important la mijlocul terenului, este vorba de Krșljak. El a fost eliminat în partida tur, dar acum o situație bună pentru Balogvară. Ce situație! Aminte primul gol cu Saburtalo, a venit de la Daua după un corner de pe acea parte dreaptă. Să vedem dacă poate acum camerunezul să trimită centrarea. Este pentru Ejuma! Este poartă pe lângă până la urmă. Și în spatele sa Miculescu, Tavi Popescu, Radunović curge bine această fază. Tavi Popescu scapă de un adversar. Tavi Popescu șutează pe lângă poartă. Da, greu de înțeles de ce, dacă formația bucureșteană se califică în play-off-ul conferenței. Balog, pasă foarte bună și un șut care trece pe lângă poartă. A fost execuția lui Santo. Combinația cu Santo. Trecere a lui Krstović. Krstović pasează pentru Balog. Balog! Impecabil la această fază. David Mică. Aici urcă și Blackman. Centrarea acestuia este una precisă pentru Krstović. Krstović și apără Târnovanu. Foarte bună intervenția lui. Lui Miculescu, foarte bună. Balonul ajunge la Cordea. Cordea. Cordea cu un exterior prin care nu-l surprinde însă pe Veselinov, portarul de acolo, Miculescu. Ejuma, recuperare rapidă a celor de la FCSB, minge pentru Tavi Popescu. Tavi Popescu pasează bine pentru Rusu, care Rusu apare și gol! Cordea acolo de defensiva celor de la Dunajska Streda, însă continuă atacul echipei lui Dică. Olaru are posibilitatea unui șut. Olaru șutează. Nici o problemă să pentru Veselino. Încet, încet. Tata alege o pasă. Cordea lasă în spate pentru Olaru. N-a mai șutat de această dată Olaru. E de fiecare. Rusu. Supravegheat acolo. Rusu trece foarte spectaculos. Continuă Rusu. Pasează Rusu. Mohamed Begovic respinge. Radunović. Olaru pentru Radunović, iată-l și pe Marco Dulca, da, da. Marco Dulca lângă tatăl său, Cristi Dulca. Centrarea acum, și minge respinsă. Foarte bună intervenția. În centru pentru Dimun, el acesta în dreapta pentru Blackman. Coboară Octavian Popescu și iată voleul spectaculos al lui Krstović de lângă Tam. Era însă o poziție. Acum Rusu cu o deviere foarte frumoasă pentru Olaru. Darius Olaru se îndreaptă către careul celor de la Dunajska. Darius Olaru! N-a mai avut suflu. Lui Radunović și Darius Olaru, pasatorii decisivi ai celor de la FCSB în precedentele meciuri. Darius Olaru! Șutul lui este blocat. Masă însă acea stângă la Balog. Jucătorul maghiar este întâmpinat de Crețu. Balog trece. Balog continuă. Crețul faultează și, mod normal, Dunajska Streda în careu. Avem și Ramadan lângă el. Vedem schema pe care o vor executa băieții lui Adrian Gula. Krstović șutează, nicio problemă pentru Târnovanu. Târnovanu care națională, trei sferturi de stadion. Niculescu, Niculescu șutează. Tam reușește să recupereze poziția și să blocuiește, așteaptă mingea. Apalo pasează, continuă să ceară lovituri libere în preajma careului cei de la Dunajska Streda. Balog șutează pe lângă poartă. A fost o situație foarte bună pentru că Begovic găsește liber pe Krstović. Acesta pasează. Ramadan, sirianul, centrează. Nici o problemă pentru Târnovanu. Minge ștearsă de Nicolidele din Nations League. Octavian Popescu. Cât de frumos se întoarce un adversar acolo. Popescu cu o pasă de așteptată pentru Darius Olaru. Nu e ieșită lui Olaru. Minge trimisă într-o zonă în care Târnovanu este, iată, fragil. Până la urmă, balonul a fost respins de pe linia porții din nou. O nouă șansă pentru FCSB. Olaru cade după acest atac și scoate lovit. Se resimte Olaru și iată cartonașul galben pentru campionatul Italiei. Deocamdată Darius Olaru îi pasează aici lui Rusu și mare ocazie.
ocazie de gol pentru FCSB. Stil de acțiune, iar pe Pro Arena este emisiunea de analiză de după aceste meciuri din preliminarele conferenței jucate de FCSB și celelalte. Liberă Davis, execută repede pentru Cristovici. Cristovici câștigă prin planul cu Radunovici. Cristovici, cei doi jucători din Naționala Muntenegrului față în față. Cristovici blocat de Radunovici. Nicolaescu încearcă și el norocul. Radunovici din nou. Din nou Nicolaescu are posibilitatea de a trage cu dreptul, nu o face și greșește. Pasa este doar până la Octavian Popescu. Și Paul, care de la margine. Îngrijiri medicale pentru unul dintre jucătorii de la redus la tăcere, iar acum pierde mingea în fața lui Tavi Popescu. Nouă recuperare pentru capitanul celor la FCSB. Pasă pentru Iani Stoica. Iani Stoica oprit pentru a face, a trece de această fază a play-off-ului. A trebuit să treacă și de Frikin Stavanger. Olaru pătrunde. Olaru a încercat să trimită plasat.